Salut băieți și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să ne cumpărăm o casă. Dacă n-am apucat data trecută, o să cumpărăm acum. Așa că... na, Doamne ajută. Salut, salut. Tu ești băgat cu casa, nu? Da, da. Bun, gen ăsta-i asterul luată din față, sau? Asta e asta, da, da. Se poate vedea? Sigur, sigur. Că înainte aș dori să spun niște întrebări, știi? Curtea e numai până unde se termină casa, sau? Păi... am ceva curte, gen... mai trebuia să pun niște gard, știi? Am înțeles, până încă n-ai terminat. Până la cupișul ăsta, știi? Și e o zonă bună, să înțeleg. Este o zonă foarte bună. Gen, ai un magazin alimentar pe acolo, unul de haine. Ok. Și văd că e mai... aici, gen, e foarte... e o zonă foarte liniștită. Și cred că e aproape de Sandy, să înțeleg. Poftim? Zic că e aproape de Sandy. Da, e foarte aproape. Ma, e bun. Poți să desfășori, gen, multe activități, dacă ai treabă, să depui bani, știi? Na, e bun. Nu știu, vecinii... mai trec mai rar pe acasă. Știi ce zic? Nu prea te deranjează dacă e sub vină. E bine, e bine. Hai să vedem înăuntru, dacă te rog. Sigur, sigur. Nu am venit cu banii pregătiți, uite, vreau să o cumpăr. Dar... cam pe unde e intrarea? Ok, gen, e pe aici. A, ok. Stai aici afară la o țigară de dimineață. Foarte bună. Da, da, da. La ce număr să... la interfon. La 1? Hai că eu o să. Așa. Măi, văd că e curat față de alte rulote. Nu vreau să jignesc o domnul ferește, dar na. Aici e cu barbutul, nu? Da, 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 aici faci. Uite, volașile, pizza aia cu bere. Da, da, da. E bine, e bine. Bă, că ai bucătărie, ai baie. Mă, camera e foarte micuță, dar foarte bună. Da, da, da. Și cufărul, cam... 800. Da, da, da. Bun. Deci prețul tău e de 350.000 plus taxa de eliberare care-i? Cât e? 50.000. Deci ar fi 400, nu? 400 pentru dumneavoastră, da. Ok. Nu mă lași 10.000 din preț? Sau rămâne direct fix 350? Rămâne fix, că nici mie nu mi-are și bani, știi? Am vreau înțeles. Să cumpăr o prelată și nu mi-are și bani. Da, păi n-am. Băi, da. Dacă mă aștepți imediat... sigur, sigur. Mulțumesc mult că ați acceptat oferta asta. Băi, cau și eu ceva neapărat. Eu caut actele pe aici prin casă și... să-mi spui numai cum e cu taxa, că de banii ți dau. Dar vezi că nu mai împachetez sau... nu-i problemă, că eu ține bancă. Apropo, un garaj, pe unde am aici? Un garaj e foarte aproape. Hai să vedem dacă trebuie eu. Foarte aproape un garaj aici. Ok, deci, hai... fii atent, la drum, da. O iei direct pe dreapta și tot așa, într-o zonă cu rulote, este un garaj. Hai, te rog, până acolo. Să nu știu. Bine, normal vine la casă, dar na. Da, da, da. Haide. Bă, știu că poate e posibil o să ziceți, bă, îmi iau țapă sau așa mai departe, dar nu, e o locație aici care trebuie să fie ok, știi? A, păi stai un pic, frate. A, păi acolo n-avem garaj. Bună schemă. Păi și eu dimineața dacă vreau stau aici, ce fac, frate? Ui, bun. Nu trebuie să mă mai gândesc. Da, pam... e, de acolo lângă nu este nimic, nu... nu este nimic, dar v-am zis, primarul nu face nimic cu asta, se poate cumva... s-ar putea să facă. Că totuși e un pic cam departe față de locul ăla, știi? Nu zic așa că e departe, dar e o zonă foarte bună, vă zic din start. Da, dar așa un exemplu, dacă mă trezesc noapte, așa, în timpul nopții, că mai vreau să mai ies la o plimbare, că am un pic departe, dacă mă înțelegeți. Știi? Da, este, dar... Nu știu cum să vă zic, da, cum doriți dumneavoastră. Și pe aici nu ai altă rulotă sau undeva mai aproape? Nu, doar acolo. Oh. Am picat în ciudat cu garajul ăsta. Ok. Destul de aproape, e părerea mea. Da, da, vezi tu, seara mai ies niște jefuitori și așa mai departe, știi? Fiind zona un pic mai retrasă, da. Acolo știu că nu au voie, nici aici la fel. Dar până aici, știi cum e? Ok, hai! Hai să facem asta. Hai până la bancă. Dar vă obișnuiți că eu am de când... A venit nouă furtună. A venit furtuna cea mare. Du-te la bancă. Băi, boss, implicăm de... Mă aștept la rulotă, direct. Sau zim în CNP, sau cum ți dau banii? Da, mai bine transfer. Păi, dar nu la bancomat, că vă ia taxă, mai bine la gen în bancă, înăuntru. Adică? Înăuntru că vă ia taxă la transfer. La bancomat. Ah, da, ok, pe înăuntru mă duc la da, la asta. Da, și face transfer la CNP 96. Cât ai zis? 96. 96, bine, atunci hai că ne auzim imediat. Să aveți la dumneavoastră 50.000. Da. Și 350.000. Bine atunci. Da? Hai că ne auzim acolo. Da, da, da. Băi, băieți, mulți o să ziceți că am luat apă, ca așa mai departe. Uite, de mult timp vreau să-mi cumpăr o casă. Trebuie să-mi salvez și hainele și așa mai departe. E rentabil, am banii. O să-mi rămână gen 200 și un pic. Stai să văd. Deci pe aici e zona. Și pe aici ar fi banca. Ok, hai că mă duc încolo. 96 a zis. Dar dacă îi mai întreb o dată. Ok, îl văd pe om că se duce încolo. Asta e, frate, ce zic? Că... Doamne ajută, sper să am noroc la noua casă. Știți și voi, cei care sunteți vechi, pe unde ar fi, normal. Acum trec pe lângă ceva, știți și voi. Și... ce zic? Doamne ajută să fie primită. Și... da, cu Dumnezeu înainte. Stai să mă duc să-l întreb pe ăsta. Să văd așa o impresie mai... na. Să nu fie direct... Să mă mai gândesc, știi? Oricum o să vreau să cumpăr, dar n-am. Salut! Salut! Uite, am și o întrebare la tine, dacă nu deranjez. Spune-te-o. A dat cineva un anunț în ziar că aici este ceva rulote, cam așa, și vrea să vândă o rulotă. E o zonă ca aici, lângă casă și de-asta. E bună locația? Am habar? Sincer să te ajung, nu știu. Acum depinde, îți dai seama că e locația bună dacă ai ceva de lucru pe aici. Da, păi cere 350.000 plus taxa liberară. Aha, s-a dus departe, bă. E departe prețul ăla. E prea departe. Aha. Poate 300.000 de fapt cu tot. Păi nu știu, el a zis că nu mai cere, că vrea să mai iasă, n-am mai putut negocia cu el. Da, e o zonă chiar bună. La stat, colegul, mă auzi? Da, vezi că nu te auzi, coleg. Ia-o pe asta. Da, m-am prins să vă întreb, sper că nu vă deranjez. Ia stai să-mi dau eu un mesaj. Te rog eu. Că nu vreau nici să mă stor de bani sau să iau o țeapă, adică... Și aici e un service, să înțeleg. Nu te auzi dacă vorbești. Trebuie să glandele alea. Da, văd că pe cine am sunat eu aici zice că cu totul să dai până 300.000. Cu totul? Cu totul, cu totul. Ok, hai că dau. Deci de 350.000 că ți-a zis băiatul ăla poți ții apartament în oraș. Da? Da. Păi atunci nu mai. Bine, mersi atunci. N-ai pentru ce. Seara faină. Doi la mă, pasă. Păi cu 300.000 un oraș, coaie. Fuuu, nu știu ce să zic, băi băieții. Să mă risc. Să-mi bag polanii bani. Hai mă că-mi bag polanii bani. Asta e. Am luat țeapă, am luat normal și garajul. Tare mult m-aș gândi. Băi, frate, ați văzut locația. De fapt, e cam pe aici. Ok. E... Aici nu ai niciun garaj. Numai aici. De aici, dacă o iei pe jos, deci uite-te. Un exemplu, zici, na, asta e casa, nu? Mergi, până ajungi aici. Păi până ajungi de aici, te apucă drace, măi. Nu știu ce să zic, nu știu ce să fac. Iar știu că e pe câștig cu 100.000, adică cu totul, dacă e clar că ar fi el să iei 250, el câștigă 100.000. Pe baza asta, e clar. Și dacă ar fi să o vând, n-aș mai lua banii ăștia. Băi, dar în pula mea. Hai să mă risc, banii faci înapoi. Doamne, iartă-mă. Mă duc să mă risc și asta e. N-am ce să mai zic. O să-mi iau multe și o să mi le pun în casă. Transfer. Deci ar fi 350. Cam așa. ID-ul 97. Hat, nu știu ce să zic. CNV 96. Stai un pic. O să pun o micuță pauză. O să vedem. Da, salut, mă auzi? Da, vă aud. Ok. Uite, în legătură cu casa. Am înțeles că da. Nu mai o doriți. Da, eram la bancă și m-am stat și m-am gândit. Da, vă zic că e o zonă foarte bună, dacă cunoaște, și aș lăsa 10.000 din preț. Cum a zis, din 10.000? Deci atunci să fie... 390 în total. Da, pentru dumneavoastră. Mie îmi vine mai puțin. Păi, uite, am vorbit cu cineva fix acolo la bancă și a zis că maxim 300.000. Ar fi, cu totul. Păi el avea o rulotă ca să știe sau cum? Se spune că da. Și eu am niște vecini care sunt prietenii mei și au vândut-o cam pe același preț. Deci 390 ar fi cu totul. Lasă-mi 5 minute de gândire. 380. Ultimul preț, dacă doriți. Eu v-am dat o ofertă foarte bună. Am nevoie neapărat să vând rulota asta, de aia zic. Deci atunci ar fi 380 cu totul. Da. Plus taxa, nu? Sau cum e? Cu totul. Da, mie îmi dați doar 330 da. Și 50.000 plătiți dumneavoastră. Bun, 330 mă duc amul să-ți iau. Hai că ne auzim acolo. GNP96, ok. Hai că ne întâlnim acolo. Da. N-am ce să fac, băieții. Mă duc să-l cumpăr. Deci ar fi 330.000. La el. Gen că 30.000. Las așa. Nu, pana mea. Las așa, frate. Hai să o iau. Ce zic? Doamne ajută. O să vedem cine care toată schema. Să fie bine, 800 de kilograme, eu zic că încă e bine. Pe viitor, poate, dacă o să ne permită timpul și așa mai departe, o să iau mai multe. O să iau una mai bună, o să vând pe asta și așa mai departe. Să nu vă văd că veniți să bateți la ușa. Bun, deci ar fi CNP96, 330.000. Bun. Cu Dumnezeu înainte. Ce să zic? Doamne ajută. Stai să mă uit încă o dată. La CNP96. Da, mulți ar zice că bă, că... Da. Dar... Bun. Și am o să mă scot pentru mine 50.000. Extragere. Așa. Nu cred că dă-ți apă, îți dai seama. Ai primit banii? Da. Ok, mă duc încolo. Ok. Hai că ne auzim imediat. Dacă ar fi fost de scam sau așa mai departe, adică gen să fug acum, gen da. E bine, am mai rămas cu 334 și planul meu pe viitor o să fie în felul următor. Mă duc, îmi iau metele, îmi iau licențe și cu Dumnezeu înainte, băieții. N-am ce să zic, n-am nici ce să fac, îmi trebuia normal o casă, îmi trebuia să îmi pun multe, să nu mai țin în mașină, să fie rol, pe cât mai e ok, să am și eu un loc de depozitare, dacă mă înțelegeți, și așa mai departe. Bun, stai să-mi caut în buzunare, 51.000, Doamne ajută! Așa. Dăm, le facem înăuntru. Să mă duce și la garaj? Aia, problema asta ți-am zis. Te duc, stai liniștit. Bun, acum, spune-mi și mie cum fac. Deci, eu am aici un buton, să zic așa, gen, debifez, cum ar veni, să o văd. Bun, dumneavoastră aveți 50.000, da? Da. Și fii atent, eu de nu să știu ce număr am la casă. Numărul pe care să sun. 1. Numai un interfon 1. Gata, ai făcut. Numai, da. Gata. Intrați, da. Bun. Am. Și am înțeles. 800 de kilograme. Și furnier. Happy 1. Bun. Bine am venit la noua casă. Vă cunosc pe toată lumea, ieși. Ok. Perfect, da? Uitați-vă și în buletin dacă aveți semne. Este a dumneavoastră. Stai un pic că... Și vă faceți treaba cu ea și mai departe cam pe același preț o vindeți. Deci nu aveți nimic pe minus. Bun, deci numărul 1, nu mai... Poftim? Dar nu trebuie să țineți minte, adică nu că e clar. Da. Numai dumneavoastră aveți cheia, cum ar veni. Bine, hai, mersi frumos. M-am gândit de două ori. Hai. Hai, că mână că tot să aici e vorba aia, e chiar nesențire să te lasă. Da. Și de acum e mai bine, așa, să zic. Da, e ok, gen, dacă cunoaște zona pe aici. Da, o cunosc destul de bine, de-aia te-am întrebat că de acolo până aici, cam de la 20 încolo, facem să fie cumva ok, știi? Da. Na, Doamne ajută. Hai că nu e singurul care fuge pe jos, care vine până aici. Bun, salut! Ce-i faină! O să venești sănătos. Mersi. Stai liniște că știu că am luat țeapă. Dar, păi, băieți, ce să zic? Mă mai duc încă o dată acasă. Să văd și eu... Nu, acasă, să spun așa. Și... Doamne ajută, trebuie să mă duc să-mi aduc o mașină în care... asta. De acum, ce zic, trebuie să mă duc să-mi cumpăr metele, gen, trebuie să mă duc să-mi fac bani, neapărat, să-mi cumpăr meteleu și să-mi bag pul. E de lângă. Repede merge, nu merge cine știe ce, adică nu, bine, trebuie să te interesezi de prețuri și așa mai departe dacă ai nevoie, dar, să spun așa, e ceea ce trebuie, știi? Interfor numărul 1, gata, aici, hai să vedem ce e pe aici, parează, ok, și aici, merg piesele ceva, nu. Lasă, mai bine că... Na. Bă... Eu... îmi voi face o poză acum, gen mândru. Și cu Dumnezeu înainte, băieții. Dacă v-a plăcut acest episod și știu că o să mă înjurați așa mai departe, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Am fost IamHappyCoz X mai nou. Și v-am pupat, vă aștept să vă rufuplită. Și weekend plăcut, o să postez acest episod vineri, vă o să vedeți tot vineri, așa că Doamne ajută, pa!